În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în Evrei 11 și apoi vom citi două versete și din Ioan și apoi vă voi ruga să le păstrați deschise ca să rămânem atenți la ce spune cuvântul Dumnezeu. Așadar, Evrei 11 de la versetul 1 spune în felul următor: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Și acum vă rog să întoarceți, dacă vreți, cu mine împreună în Ioan 20. Și în Ioan 20 citim versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar a făcut lucrurile acestea, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Doamne, te rugăm frumos dimineața aceasta, vorbește-ne Tu. Am venit aici ca să ne închinăm Ție, am venit aici ca să auzim clar cuvântul Tău. De aceea te rugăm frumos să dai la o parte orice fel de obstacole care ne-ar împiedica să auzim ce ai Tu să ne spui. Te rugăm frumos, folosește-mă și pe mine și te rugăm frumos să ajute-ne să plecăm de aici mai aproape de Tine decât am venit. În numele Domnului Iisus, amin. Vă invit să luați locurile. Este o bucurie să fiu în sfârșit duminică la Golgota în Timișoara. Pentru cei care călătoresc și predică în mai multe locuri, să știți că există o foarte mare dilemă de fiecare dată când predici într-un loc, te întrebi, oare mă mai cheamă o dată? Și apoi te cheamă a doua oară. Și ați crede că a doua oară e confirmarea că a fost bine prima oară. Fals! Pentru că a doua oară te întrebi, oare a fost a doua șansă sau a fost chiar bine prima oară? Așa că abia a treia oară când ajungi, zici, a fost bine prima oară. Așa că în urmă cu vreo 12 ani, când locuiam la Arad, am venit la tineret odată la Golgota. Și fratelui Remus i-a luat 11 ani să mă cheme a doua oară. Că am fost aici în urmă câteva luni. Dar aia a fost a doua oară. Deci vă dați seama că a doua oară a fost a doua șansă. Și foarte repede după aceea am fost chemat a treia oară, care este astăzi și ieri. Mă bucur să fiu aici, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Am fost coleg cu Ionuț Haidu de grupă 4 ani de zile, știu ce aveți aici și mă bucur. Nu știu de ce el e plecat, dar probabil că e un mesaj transmis mie. Sper că știm de glumă. Ce aș vrea să facem în dimineața aceasta este să ne uităm să vedem ce înseamnă credința și mai ales cum funcționează ea în viața de zi cu zi. Suntem într-o țară care se numește țară creștină, și nu cred că avem probleme când ieșim pe stradă și spunem Hristos a înviat, să ni se răspundă cu adevărat a înviat. Încă n-avem problema asta. Încă este atât de cultural creștinismul nostru încât avem teritoriu comun cu oamenii cu care vrem să vorbim despre Dumnezeu. Dar oare asta înseamnă credința? Oare doar atât înseamnă credința? Și ce aș vrea să facem este să ne uităm la aceste lucruri din perspectiva lui Evrei 11 și apoi să ne uităm la cum funcționează ea și ne vom uita la o scenă din viața Domnului Iisus din Ioan. Uitați ce spune dicționarul explicativ al limbii române despre credință. Credința are mai multe înțelesuri. Primul înțeles este credința ca fapt de a crede în adevărul unui lucru. Al doilea înseamnă încredere. O încredere pe care o inspiră cineva, nu orice fel de încredere. Apoi, al treilea înțeles este fidelitate sau devotament, statornicie față de cineva sau față de ceva.
ne spune că ești credincios față de. Apoi avem înțelesul de nădejde sau speranță. Înțeles pe care îl înțelegem, mai ales cuvântul acesta nădejde, care este un cuvânt specific limbajului Scripturii. Într-al cincelea rând, abia într-al cincelea rând, dicționarul explicativ spune că credința este convingerea despre existența lui Dumnezeu și, fiți atenți, mărturisire a acestei convingeri prin respectarea prescripțiilor bisericești. Amin. Aș spune că definiția asta este scrisă cu o nuanță foarte specifică unei țări ortodoxe. Dar asta este felul în care, cel puțin conform unui dicționar, înțelegem credința. Dacă ne uităm puțin într-un dicționar de limbă engleză, pentru că cu acea limbă suntem familiarizați mai mulți dintre noi, vom vedea în Merriam-Webster, un dicționar cunoscut, că credința este siguranța cu privire la ceva în ciuda lipsei dovezilor. Ei, asta nu îmi place și cred că este contrar a ceea ce tocmai am făcut ieri, o zi întreagă. Am prezentat dovezi, am prezentat argumente, am încercat să le înțelegem, să învățăm cum să le prezentăm mai departe, așa că noi avem dovezi și de aceea suntem credincioși. Definirea termenilor este din ce în ce mai esențială, pentru că cei ce controlează limbajul controlează conversația, iar cei ce controlează conversația pot genera rezultatul ei. Și astăzi avem o luptă continuă pentru redefinirea termenilor. Nu de mult am avut un referendum ca să redefinim termenul familie, nu-i așa? Vom redefini ce înseamnă viața, vom redefini mulți termeni care nu se mai potrivesc cu mersul lumii acesteia. Haideți să mai adăugăm un lucru acestei introduceri, și anume, în 2018, un ziar din România a făcut un studiu care se numește Credința la Români. Nu este un recensământ, este doar un studiu local. 95% dintre români se declară ca fiind religioși. 89% cred în Dumnezeu, deci poți fi religios și să nu crezi în Dumnezeu. Poți să fii musulman, tot religios ești. Apoi, 44% se roagă zilnic, 33% sunt religioși practicanți și 21% merg săptămânal la biserică. Dar vă întreb, nu credeți că e generos numărul ăsta, 21% merg săptămânal la biserică? Nu știu unde au făcut studiu, dar eu cred că este exagerat de pozitiv. Care dintre aceștia sunt credincioși? Cu adevărat. Care dintre aceștia definesc credința conform Scripturii? Nu știm răspunsul asta, însă ce aș vrea să facem este în următoarele minute să ne uităm la ce nu este credința, apoi să ne uităm la ce este credința, apoi să ne uităm la aspectele specifice credinței biblice, ca mai apoi să ne uităm la cum funcționează ea. Unul dintre teologii pe care i-am citit spune că cuvântul credință trebuie vindecat înainte de a vindeca pe alții. Pentru că credința este atât de stâlcit ca și termen și atât de prost înțeles, încât de multe ori trebuie să ne uităm să vedem ce nu este credința. De exemplu, credința nu este un sentiment subiectiv care ține doar de noi, personal, religios într-adevăr, vag și despărțit de un adevăr obiectiv. Și dați-mi voie să explic. Credința nu este doar un sentiment, eu simt că. Nu este un sentiment subiectiv legat de mine. Dați-mi voie să vă ilustrez ce vreau să spun cu asta. Să pornim de la salutul Hristos a înviat. Dacă ți se răspunde cu adevărat a înviat, ai putea să zici, tu chiar crezi asta? Nu știu dacă îndrăzniți să mergeți în direcția respectivă, dar dacă sapi un pic la acest adevărat a înviat, s-ar putea să afli că, da, eu cred în Iisus Hristos, că e Dumnezeu. Dar crezi tu că Iisus Hristos a fost născut din Fecioara? Că pui întrebarea așa, poate am niște rezerve. Dar crezi tu că Iisus Hristos a murit ca Fiul al lui Dumnezeu și a treia zi a înviat din morți? Adică mi-ai spus, adevărat a înviat. N-am mai auzit despre lucrurile astea, dar zice că cred. Dar crezi tu că Scriptura e adevărată, că toate poveștile din Vechiul Testament sunt adevărate? Aia sunt basme. Și dacă începi să sapi, vei vedea că acel adevăr obiectiv nu este fundamentul lui adevărat a înviat de multe ori. Așa că credința nu este un sentiment despărțit de adevărul revelat în Scripturi.
Într-al doilea rând, credința nu este o atitudine a celui ce acceptă ceva ca fiind adevărat fără a avea dovada. Credința nu este un salt în întuneric, în neant, fără să știm încotro ne ducem. Deseori așa este prezentată această credință, o credință în lipsa dovezilor sau o credință împotriva dovezilor. Ne duc aminte despre omul care merge la psihiatru după ce nu mai știe ce să facă, fiindcă el este convins că e mort. Și ajunge la psihiatru. Și psihiatru nu mai știe ce să facă, se dovedească că e viu. Și ce mai... faptul că avem conversația asta, nu e suficient să crezi că ești viu? Nu. La un moment dat, doctorul își pierde răbdarea, ia un creion de pe masă și îl înfige în pulpa piciorului și țâșnește sângele. Ce, uite, dovada supremă! Sânge! Curge sânge! Nu. Ce? Și asta e dovadă că cadavrele sângerează. În ciuda dovezilor evidente, alegem să credem altfel, pe dos, fiindcă avem noi o agendă a noastră. Și într-al treilea rând, cel mai specific culturii noastre, cred eu că credința nu este o gândire pozitivă. O, și cât suntem de instruiți să credem pozitiv și totul va fi bine, nu-i așa? Intrați în orice librărie, în orice cărturești, Humanitas, să vedeți rafturi întregi despre cum să ai credința în tine, în succes, în gândirea pozitivă. Dar faptul că îți spui că ești sănătos nu înseamnă că ești sănătos, nu-i așa? Credința nu este magie, nu este putere, nu este fire, power, cum o să auziți în alte contexte. Așadar, ce este credința? Evrei 11, de unde am pornit dimineața aceasta, se construiește pe ce e scris înainte, nu-i așa? Și Evrei 3 trebuie citit ca să înțelegem credința din Evrei 11. Haideți, dacă vreți, împreună cu mine în Evrei 3 cu 7. Și în Evrei 3 cu 7 vom vedea în ce context apare definiția credinței și mai ales ce vom vedea este faptul, relația dintre dovezi, lipsa dovezilor și adevărata luptă intelectuală sau spirituală pentru credință. Așadar, hai să ne uităm în Evrei 3 de la versetul 7. De aceea, după cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și atenție, au văzut lucrările mele. Și aici e adevărul obiectiv, da? Credința bazată pe un adevăr obiectiv, ceva ce vezi, e clar, dovedit, nimeni nu poate să conteste. Deci ei și-au împietrit inimile în ciuda faptului că au văzut lucrările mele. 40 de ani, deci n-a fost trecător, n-a fost odată și oare mi s-a părut? Nu, a fost foarte, foarte clar. De aceea, zice cuvântul, m-am descustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Există o diferență între lucrările lui Dumnezeu și căile, adică felul de a fi pe care le așteaptă Dumnezeu. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă. Deci aici e problema. Care se vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Înseamnă că păcatul are ceva de a face cu felul în care inima noastră poate fi credincioasă sau necredincioasă. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru că niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, scuze, căci ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit? Când? După ce auziseră. Din nou, adevărul obiectiv. Acolo a fost dovada, am auzit, am văzut cu urechile noastre, nu-i așa? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moartea au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Este necredința lor un rezultat al lipsei dovezilor? Nu. Pentru că generația aceea a văzut dovezi
minuni cum n-a mai văzut nicio altă generație, probabil, de atunci încolo. Așadar, credința nu-i neapărat ancorată în prezența dovezilor. Sau necredința în lipsa lor. Evrei 10:38 este imediat înainte de Evrei 11, spune așa: și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Așadar, observați, credința aceasta are un obiect foarte specific. Crede în Dumnezeu cu un scop pentru mântuire. Nu-i de ajuns să te gândești, eu cred, dar ești tu mântuit? E foarte importantă întrebarea aceasta. Așadar, ce este credința? Conform lui Evrei 11, cuvântul acela și credința este o încredere. Cuvântul care este tradus cu încredere în limba română este cuvântul care poate fi tradus ca temelie, fundament. Credința este o temelie neclintită în lucrurile nădăjduite, în acele lucruri pe care le sper ca fiind adevărate, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 1:3 folosește exact același cuvânt în limba grecească. Fundament, temelie. Hipo, stasis, sub. Da? Stă sub. Dar credința nu este doar un fundament, ci este și o convingere. Gândiți-vă la Romani 8:24, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Cuvântul tradus este convingere acolo, nădejdea ca și convingere. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Așadar, dacă ochiul care vede produce convingere pe baza a ceea ce vede, credința este organul care produce convingere pentru ceea ce nu se poate vedea. Convingerea este fundament, este convingere. De aceea, credința nu este bazată pe sentimente, ci este bazată pe existența și credincioșia lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există, că El este. De aceea ziua de ieri este esențială pentru înțelegerea credinței noastre. Trebuie să credem că El există, dar că acest Dumnezeu care există răsplătește pe cei ce îl caută și acea răsplată pe care Dumnezeu o oferă arată caracterul lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu. Asta este credința adevărată. M-am tot gândit la o ilustrație pe care să o folosim ca să înțelegem cum funcționează credința. Gândiți-vă la credință ca la un act de proprietate. Noi românii suntem ahtiați după acte de proprietate. Noi nu vrem să stăm prea mult în chirie, vrem să fim proprietari. Corect? Gândiți-vă la următorul lucru. În locul în care ați copilărit, aflați că se vinde un teren pe un deal. N-ați mai fost de ani de zile pe acolo. Aveți o vagă idee pe unde este. Sunteți sunați și prin telefon agreați să cumpărați terenul respectiv. Și a doua zi vă duceți la notar, e pe bani de nimic, fiindcă e la sute de kilometri de Timișoara, n-are valoare și ziceți, de-aia îl și iau. În virtutea amintirilor pe care le-am avut pe dealurile respective. Și după aceea aveți o conversație cu cineva despre existența acelui teren. Crezi în existența terenului? Da, cred. L-ai văzut? Nu. Dar există? Da. Pe ce te bazezi? Și pe ce te bazezi? Pe actul de proprietate? Și pe ce te mai bazezi? Pe caracterul notarului care a semnat actul de proprietate. Nu-i așa? De-aia mergem la notar, că ne bazăm pe caracterul notarului unde mergem. Hai să schimbăm un pic întrebările. Crezi în existența raiului? Da, cred. L-ai văzut? Nu. Există? Da. Pe ce te bazezi? Pe actul de proprietate. Semnat de cine? Pe Dumnezeu. Nu? Pe caracterul lui Dumnezeu care răsplătește pe cei ce-l caută. Credința, de aceea, într-al doilea rând, credința se bazează pe cunoaștere. Credința se bazează pe cunoaștere și aceasta este viața veșnică, să te
cunoască pe tine. Cum? Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut, cum? Cunoscut. Ioan 1,18. Așadar, prin cunoașterea lui Iisus Hristos, îl cunoaștem pe Dumnezeu, iar pe Iisus Hristos îl cunoaștem prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. Așa că credința, această credință mântuitoare se bazează pe cunoașterea a ceea ce Hristos a zis și a făcut. Viața și învățăturile Domnului Iisus Hristos. Cine garantează cunoașterea aceasta? Gândiți-vă tot așa la Ioan 1 Ioan 5. Cel ce mărturisește despre aceste lucruri, fiindcă Duhul este adevărul, cei trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul, Duhul Sfânt și aceștia trei, una sunt. Credința este garantată. Este garantată de Creatorul Lumii, de Creatorul Cuvântului, de Iisus Hristos, de Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. De aceea, credința se bazează pe cunoaștere și credința nu se bazează pe sentimente. Hai să mergem puțin mai departe. Care sunt aspectele credinței mântuitoare? Și aș vrea să ne întoarcem puțin în istorie, în istoria reformei, unde știm că reformații au folosit trei cuvinte să definească stadiile credinței. Avem cele trei cuvinte, notiția, asensus și fiducia. Am să le explic și apoi să le ilustrez. Notiția se referă la conținutul credinței, la acele lucruri pe care le credem și le putem exprima prin cuvinte. Asensus este convingerea că conținutul acelor informații este adevărat. Poți ști despre credința creștină și totuși să crezi că nu e adevărată. Și trei, fiducia. Se referă la încrederea personală, la încrederea aceea că îți pui totul în joc pentru credință. Hai să ilustrăm. Notiția înseamnă să crezi că este posibil ca cineva să treacă peste bega pe o coardă întinsă, împingând o roabă. Credem. Da? Nu m-aș pune roaba respectivă, dar credem că e posibil. Cu suficientă instruire, cu suficient antrenament, abilități de gimnastică, se poate. Asensus înseamnă să cumperi bilete la spectacolul în care se va întâmpla trecerea begăi pe o coardă întinsă cu roaba înainte. Fiducia însă înseamnă să cumperi biletele, să mergi la spectacolul respectiv, să zici, eu vreau o roabă. Aia înseamnă încrederea asta 100%, îți pui viața în joc pentru acea informație pe care o crezi ca fiind adevărată. Uitați-vă unde se îmbină cele trei cuvinte. 1 Tesaloniceni 2:13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, informația, notiția, auzit de la noi, obiectiv, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, adică are greutate mult mai mare a sensus, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi, care credeți, vă încredeți în acea informație, cuvântul lui Dumnezeu. Cam asta e teoria, până aici a fost greu. Dar hai să ne uităm în viața reală, cum se manifestă credința aceasta care practic ne duce în fiecare zi prin greutățile vieții, bucuriile vieții, încercările pe care le avem fiecare dintre noi. Și am auzit atât de multe rugăciuni astăzi pentru familii care trec prin probleme și au nevoie de credință. Și cu credință venim și strigăm către Dumnezeu, intervino Doamne, adu-i acasă, nu-i mai lăsa să sufere, fă ceva acolo. Și un text care ilustrează exact lupta aceasta se află în Ioan 11. Haideți să citim Ioan 11 și ce vom face este că vom trece prin tot capitolul ca să tragem 5 concluzii. În Ioan 11 începe în felul următor. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Similar cu ce am făcut noi această dimineață, corect? Avem câțiva frați și surori care sunt bolnavi. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dovada credinței Martei și Mariei este exact versetul acesta care trimit la Iisus să-i spună. Asta e rugăciunea rostită. Doamne, te rugăm, atinge-te de el. Așa ne-am rostit noi azi dimineață.
Doamne, vino, atinge-te, avem nevoie să intervii. Și practic ce vedem aici este dovada credinței, dar mai avem ceva. Acel oarecare Lazar din Betania nu este un oarecare Lazar pentru Iisus sau pentru Marta și Maria, pentru că Marta și Maria spun acela pe care îl iubești. E un fel de manipulare emoțională, dacă vreți. Doamne, noi ne rugăm pentru Lazar și tu îl iubești pe Lazar. Îți aducem aminte că tu îl iubești pe Lazar. Și în rugăciunile lor speră, pentru că de aceea trimit vorbă la Iisus, ca Iisus să vină. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și observați cum începe versetul 5. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Dacă vreți, versetul 5 face situația și mai complicată. Noi știm ce urmează să se întâmple, dar dacă n-am ști, lucrurile cresc la o intensitate emoțională mare, pentru că ni se spune că Iisus iubea pe fiecare din membrii acestei familii. Care-i așteptarea când afli și ți se repetă că Iisus iubește pe oamenii ăștia? Oameni care îl cheamă să intervină, să nu cumva să se întâmple ceva mai rău cu Lazar. Apoi, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, se traduce cu boala aceasta nu se va sfârși cu moarte, dacă vreți. Primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm aici este că există un scop dincolo de înțelegerea noastră a ceea ce ni se întâmplă. Se poate ca noi să fim depășiți de situație, dar niciodată Dumnezeu. Și asta e diferența pe care o face credința. Iisus, vino. Lazar, pe care îl iubești, este bolnav. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, Iisus a plecat imediat într-acolo. Corect? Păi nu de aia am repetat rugăciunea, nu de aceea îi spunem că îl iubește pe Lazar, nu de aceea ni se spune că și Iisus iubește pe Lazar. Te uiți la textul ăsta și zici, ceva nu se potrivește aici. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. De ce, Doamne? Te joci cu emoțiile noastre? Ne pui la încercare așa de, fără să înțelegem? Și în urmă a zis ucenicilor, hai să mergem în Iudeea. Și observați că există șocul ăsta al zăbovirii, al amânării intervenției, pentru că textul zice așa, când a auzit că Lazar este bolnav, a terminat ce mai avea de vindecat și a plecat apoi imediat. Putea să zic așa, nu-i așa? Dar nu, cuvântul pe care îl folosește aici este a mai zăbovit, aproape că nu zice a mai pierdut vremea vreo două zile. Pentru că din punctul meu de vedere, care am nevoie de intervenția lui Dumnezeu, orice amânare este zăbovire. Din punctul de vedere al celor care au fost acolo cu Iisus acele două zile, Iisus era prezent acolo. Observați, perspectiva din care ne uităm schimbă felul în care înțelegem textul. Ce vreau să învăț de aici? Dumnezeu aude rugăciunile noastre, chiar și când nu răspunde. Și El răspunde și atunci când o face altfel decât am vrea noi să răspundă. Marta și Maria știau exact cum trebuie să răspundă Iisus. Îți împachetez lucrurile și vin coace. Și Iisus a mai zăbovit două zile. A răspuns Iisus? Da. A răspuns Iisus cum vreau Marta și Maria? Nu. Înțelegerea faptului că Iisus, Dumnezeu, răspunde așa cum vrea El să răspundă, produce credința aceea puternică. Versetul 11. După aceste vorbe, le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față: Lazar a murit. Doamne, dar noi ne-am rugat. Noi te-am așteptat. Tu ai zăbovit. Și tu ne dai vestea că Lazar a murit? Deci știi ce s-a întâmplat acolo. Și mi se pare că versetul 15 vine ca un duș rece. Și mă bucur că n-am fost acolo. Păi, Doamne, noi nu mai înțelegem nimic. Ai fost chemat,
ai zăbovit și acum zici că te bucuri că a murit? Ca voi să credeți. Dar acum hai să mergem la el. Atunci Toma a zis, geamul a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit, Iisus a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și aici avem o informație pe care am găsit-o în anumite cercetări care spun că evreii așteptau 3 zile cu o oarecare speranță, că ceva se mai poate întâmpla. Așa că înțelegem zăbovirea pentru 2 zile. A mai zăbovit 2 zile? Pentru că atunci când ajunge să fie de 4 zile. Am trecut de termenul acela în care încă există speranță. De ce? Al treilea lucru, pentru că a produce o credință puternică în noi, Dumnezeu uneori trebuie să ne ducă în punctul în care El rămâne singura noastră opțiune. Nu sună foarte confortabil. Pentru că noi, și mai ales dacă suntem și colerici, dacă suntem și bărbați, vom avea planul A, B, C, D, E și pe undeva îl implicăm și pe Dumnezeu. Ne aranjăm lucrurile în așa fel încât totul să fie bine gândit, plănuit, să ne iasă bine planurile. Și noi credem că deseori putem să facem lucrurile acestea fără intervenția lui Dumnezeu. E bine ca Dumnezeu să stârnească, să ne tragă de mânecă, s-ar putea să ne anuleze planurile A, B, C, D, până ajungem la singurul plan care îl include pe Dumnezeu. Pentru ca noi să recunoaștem atunci intervenția lui Dumnezeu și să credem. Cam asta văd eu cu a mai zăbovit 2 zile și când ajunge, e de 4 zile în mormânt. Versetul 18 zice, și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și observați reproșul. Ea, care credea în Iisus și îl iubea pe Iisus și știa că este iubită de Iisus, avea niște așteptări bazate pe relația pe care o avea cu Iisus. Și așteptările astea nu sunt împlinite și verbalizează reproșul, Doamne, dacă ai fi venit, n-ar fi murit fratele meu. Ce învăț eu de aici este că credința autentică, reală, onestă, presupune o relație cu Dumnezeu în care când vorbim cu Dumnezeu, nu îi spunem doar victorile, ci îi spunem și dezamăgirile. Fiindcă onestitatea în rugăciune mă lasă să-mi exprim și frustrări de la adresa lui Dumnezeu. Doamne, n-ai venit. N-ai fost aici. Am strigat după tine. Deseori suntem atrași într-o credință triumfalistă. Tot e o victorie. Și asta e problema cu o teologie greșită, care îți promite victorie după victorie după victorie. Scriptura mi-arată că nu-i totdeauna victorie. Cum mă apropii de Dumnezeu când sunt dezamăgit? Și cheia pe care o văd aici este că te apropii de Dumnezeu și când ești dezamăgit. Doamne, dacă ai fi fost aici, nu murea fratele meu. Practic ce spune ea este că eu cred încă că tu puteai să faci altceva, dar n-ai făcut. Nu înțeleg de ce, mă dezamăgește faptul că nu înțeleg de ce și că tu n-ai fost aici. Dar eu încă cred. Dar și acum știu, acel notiție dacă vreți, că orice veceri de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu. Iisus a zis, fratele tău va învia. Din nou, repetă, știu că i-a răspuns Marta că va învia la înviere în ziua de apoi. Cu alte cuvinte, ce știe Marta este teologie sistematică. A sistematizat învierea, știe exact că se întâmplă la învierea de apoi, o să fim toți împreună. Asta știu. Iisus a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Dar încă e la partea teoretică.
După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, când a auzit, s-a sculat iute, s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era în locul în care întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus, l-a văzut și s-a aruncat la picioarele lui și a zis: ce? Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Gândiți-vă că Marta și Maria discută lucrurile astea înainte și amândouă cad de acord că de vină pentru moartea lui Lazar este Iisus. Că n-a fost acolo. Și amândouă vin cu exact aceeași frază pe care o spun lui Iisus și Maria o spune și în văzul lumii. Fiindcă erau toți acolo, veniți după ea. Iisus a... când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: unde l-ați pus? Doamne, au răspuns ei: vino și vezi. Și Iisus plângea. Oh, și cât abia aștept să-l întâlnesc, să-l întreb de ce plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Din nou reproș. Toată audiența este dezamăgită, toată audiența vrea să priceapă. Iisus se înfioară din nou în sine, se duce la mormânt, mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, zice Iisus. Marta, sora mortului, zice: Doamne, miroase greu. De ce? Că e mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am zis că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Versetul 41 zice așa: au dat dar piatra la o parte din locul în care zăcea mortul. Acum, câteva detalii. Piatra aceasta era acoperită cu o mormântul ăsta era acoperit cu o lespede de piatră. Să fi fost vreo tonă, probabil. Și Iisus zice: dați piatra la o parte. Dar acel au dat piatra la o parte nu s-a întâmplat așa. Și s-a întâmplat cu transpirație, cu... Și fac accentul ăsta ca să înțelegem că acel miroase greu a fost experimentat de cei care au dat piatra la o parte. Dar cei care au dat piatra la o parte și-au simțit în nări mirosul morții, au crezut puterea învierii. Oare nu putea face Iisus, Creatorul, o minune de genul Chuck Norris, Lazar ieși afară să se sfarme piatra și într-un nor de praf să apară Lazar? Spectaculos! Lumina din spate, ar fi fost ceva fantastic acolo. Dar Iisus zice: dați piatra la o parte. Ca să credeți în puterea învierii, vreau să experimentați mirosul morții. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul, Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna m-am ascult, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu față înfășurate cu un ștergar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Și apare un cuvânt care pe mine mă enervează, dar îmi confirmă multe lucruri. Versetul 45. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Mulți? Adică, tocmai am văzut un om mort de 4 zile, înviat din morți, și nu cred toți? Păi, ce vrei mai mult? Am chemat la biserică prieteni și mi s-a spus de către unul dintre el: Vlad, eu o să vin la voi la biserică când o să levitați, când vă rugați. Exact cuvântul ăsta l-a folosit. Adică eu vreau dovada minunilor care se întâmplă. Uite aici, oamenii ăștia au avut dovada supremă, învierea din morți. Au avut dovada că e mort, de-a bine, le-a mirosea de 4 zile, greu. Deci nu a fost o iluzie, nu a fost o înșelăciune, nu a fost o imaginație. Wishful thinking, cum vreți dumneavoastră. Și mulți au crezut, nu toți. De ce?
Dar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Fiindcă omul ăsta face multe minuni, deci nu contestă puterea de a face minuni. Dacă lăsăm așa, ce cuvânt avem acolo? Toți vor crede. Mulți au crezut, dacă lăsăm în ritmul ăsta, toți vor crede. Întrebarea pe care o am eu este dacă cei care spun asta se includ în acel toți. Dar ni se explică imediat și ni se lămurește. Și vor veni romanii și ne vor limici și locul nostru și neamul. Aici ai răspunsul. Că în urma dovezilor clare, unii cred și îl urmează și alții cred, dar îi deranjează. Întrebarea este: în ce categorie suntem noi? Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ce ilustrare practică în viața de zi cu zi tocmai am văzut. Poate momentul să ne încredem cu tot ce avem viața în Iisus Hristos. Poate e momentul să cedăm și să zicem: Doamne, vino, dar și dacă nu vii, eu tot cred. Poate e momentul să spunem: Doamne, și dacă nu faci minunea, pentru mine e suficient. Poate e momentul să începem să ne rugăm acolo, în cămăruța noastră, și să-i spunem lui Iisus toate îndoielile, frustrările și apăsările noastre. Să acceptăm că viața cu Hristos este o viață care duce la mântuire, dar nu e o viață ușoară întotdeauna. Și că Iisus și Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au un scop atât de bine stabilit de ei pentru viața noastră, chiar și atunci când noi nu-L înțelegem. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.